Luni dimineață, zi de lucru, oră de vârf. Și nu văd ambuteiajele de pe strada 31 August, care le reclamau mulți șoferi. Căci că din cauza pistei biciclistice, mașinile nu mai încap. Nu văd trafic intens. E adevărat că nu văd nici mulți bicicliști. Decât iată, unul vine și a trecut unul mai devreme. Da. Asta e prima pistă ciclabilă din cealaltă capitală românească. De câți ani? Tot laude primarii. Eu urechea nu l-am auzit să-și facă grijă, dar liberalul de ocazie Dorin Chiartoacă s-au lăudat cu grijă pentru bicicliști. Au desenat niște dungi pe trotuare. După aceea, bulevardul central a făcut chiar niște piste din pavaj roșu. Dar evident, nu poți să bagi bicicliștii pe trotuar. Că acolo oamenii merg încet, merg cu bagaj, merg cu copii, cu căței. Când biciclistul, trotinetista au vehicule, au viteză. Iată și al treilea. Un curier sau o curieră. Nu știu. Și acum iată în sfârșit s-a făcut o pistă ciclabilă ca la carte. Izolată de trafic, izolată de pietoni, în ambele sensuri, minunat. Dacă s-ar conecta și sectoarele în felul ăsta, cartierele, nu numai centru. Asta e foarte bună prin centru, cum era Calea Victoriei, cu vreo 5 ani în București. Dar trebuie continuat. Alte artere importante cu piste similare. Și în felul ăsta să încurajăm oamenii să folosească transportul alternativ, care e și mai sănătos, și mai ieftin, aproape gratis, și mai ecologic. Data 31 august 89 e numită astfel în numele zilei când în Parlamentul Soviet Suprem al Republicii Moldova, încă sovietice, s-a decis că limba română, bine, ei au numit-o limba moldovenească cu grafie latină, va fi limba oficială a statului. Statul fiind o republică unională, una din 15, dar în urma perestroicăi, în urma dezghețului lui Gorbaciov, s-a permis revenirea la valori naționale, la democrație. Una dintre republicile baltice chiar și-a proclamat independența atunci, în 89-90. Noi abia în iunie 90 ne-am proclamat suveranitatea. Și cu parlamentul celălalt care a decis că limba moldovenească e limba de stat, nu cum era limba rusă, și cel mai important, grafie latină, în numele ei, în numele datei cerie, strada asta se numește 31 august. Simbolic. Acum și prima pistă din Chișinău, tot strada asta. Și asta tot îmi pare frumos. Aici platan, sufocat de iedere. Au băgat și lăzile de gunoi pe pista biciclistică, sigur că da. De ce nu? Dacă nu pedalează lumea.
Eu am ieșit de la stomatolog, mi-a mai scos o măsea de minte și de asta vorbesc așa împiedicat. Încă mi-a amortit limba și jumătate de falcă. Falcă. Mă bucur să revin la Chișinău. Mă interesează să văd câini pe stradă. Fără stăpân, fără om. Mult gunoi, inclusiv gunoi electoral, chiar un ziar de al actualului primar am văzut între gunoi de pe stradă. Și văd lucrări care cumva au rănit platanii seculari de pe strada asta. Sper că nu-i grav, că ei cum ne pârlesc își jupoaie pielea, coaja. Dar ar fi bine ca muncitorii drumare să fie mai atenți. Salut, salut! Iată și primul biciclist cunoscut. Vă duc până la biserica grecească și vă las cu monumentul ăsta. Fără personalități anume, doar cu doi copii care se uită la pisică. Centrum. Și o să mai intervin în direct sau cu înregistrări de la Chișinău și din toată Moldova cu impresii, dacă vă interesează.